Este vorba despre un tânăr de 23 de ani din municipiul Zalău care făcea gălăgie în fața unui bloc. A fost condus la sediul poliției în vederea luării măsurilor legale. Cel în cauză a fost sancționat cu amendă în valoare de 200 de lei, conform legii 61/1991. Acum îl arestează pe unul în direct. Să opune arestării. Păcat că nu se vede foarte bine. Ăla de Neru? Nu, cred. Neru să fie. Ăla că nu. Dar și unde e ăla? În mașină? Hai că l-au băgat în mașină, așa că n-au găsit. Perfect.